Despre istoricul acestei mănăstiri am putea să spunem destul de multe. Ar trebui să începem, de fapt, cu viața ctitorului ei, preotul Gherontie Puiu, care astăzi străjuiește și ghidează persoanele din ceruri. Acest ascet, care și-a petrecut mai bine de 10 ani în pustie, prin pădurile Carpaților, în această zonă, care în 1989, la Revoluție, întors la Mănăstirea Neamț, este uns monah și totodată înscris la seminar, el neavând decât 4 clase de școală. În timpul în care spovedea în 1995 o credincioasă la Iași, face un atac cerebral, este dus la spital, însă rămâne doar pentru o noapte. A doua zi, trezindu-se și dorind să-și continue visul. An la rândul, în rugăciunea continuă petrecută în grotele Carpaților, i s-a arătat permanent Maica Domnului, care i-a spus să-și vadă menirea, să construiască casa ei, o mănăstire, o biserică. Numai că întrebările veneau în permanență în mintea monahului, unde să fie această casă. Iar într-unul din visele sale, Maica Domnului i s-a arătat, chiar după ce făcuse acest atac cerebral, se zice că atacurile cerebrale sunt de fapt fulgere primite minții omului atunci când nu-și mai amintește de fapt care este venirea și ce are de făcut. Și mintea este zguduită pentru a reorganiza. Monahul îl avea în permanență în minte această dorință de a realiza o mănăstire, însă nu găsea locul. Maica Domnului i-a transmis că va găsi o poiană în care în mijlocul ei va fi un brad ca un policandru cu 6 ramuri pe care va fi întruchipat chipul Fecioarei. Parcurgând aceste poieni la bazele caraimanului, descoperă acest policandru natural pe care să dea întipărit chipul Maicii Domnului și realizează că, de fapt, rugăciunea și-a atins scopul și a găsit locul de amplasare al mănăstirii. Astfel că această construcție începe, bineînțeles, după Revoluție și timp de 20 de ani, după ce este construit acest mic altar în jurul bradului, cu chipul Maicii Domnului, se construiește bisericuța de lemn, apoi biserică de piatră, în stilul bisericilor din zona montană, cu pridvor deschis, un element pe care îl întâlnim și la casele tradiționale românești, provenite de la stilul brâncovenesc, dar și acest ansamblu social denumit Sfânta Cruce, unde pot fi găzduite persoane, chiar și în sistem hotelier pe partea din stânga. Gherontie Puiu a fost cunoscut de foarte multă lume din zonă, care venea să îi atribuie
să-l întrebe diverse lucruri, să-și găsească rezolvarea problemelor. Nimeni nu pleca fără răspuns. Și astăzi în ceruri, probabil că își ghidează la fel de bine credincioșii. Pe fațada bisericii de piatră putem vedea trei mozaicuri. Iisus Hristos Pantocrator deasupra ușii principale la intrare. În stânga, Maica Domnului, în a cărei grădină suntem. România a fost deseori supranumită grădina Maicii Domnului, ținându-l pe pruncul Iisus și având arhanghelii alături, dar și arătarea Sfintei Cruci, sărbătoare căreia biserica mănăstirii este dedicată. Se știe că Sfântul Constantin, primul împărat creștin, împreună cu maica sa Elena, au descoperit lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Hristos. În ansamblu mănăstirii regăsim și păsări sau chiar animăluțe, nici de curte, iepurași. Este o oază de liniște, de pace, un colț de paradis în natură. Soarele ne zâmbește și el, dincolo de culmile de peste Valea Prahovei, unde dinspre Secăria, dinspre Valea Doftanei și până în Azuga, sunt trasee de ciclism montan cunoscute, de fapt vechi trasee de transhumanță folosite astfel pentru sportul actuale.